Alexander Karakasevici. Marco Jeftović. Jolt Peto. Și Dimitrie Levaiaț. Antrenorul național al Serbiei, domnul Miloš Đukić. Pentru băieții noștri și începem cu starul echipei, vicecampionul mondial la dublu, Ovidiu Ionescu. Cunor Soč. Cristian Pletea. Rareș Șipoș. Și capitanul echipei României, Adrian Crișan. Antrenorii tricolorilor, antrenor principal Andrei Filimon. Și antrenor secund Ionuț Seni. Baftă multă tuturor! Înainte să începem partida, haideți să ascultăm și cele două imnuri și începem cu imnul național al Serbiei. Și acum imnul național al României, Deșteaptă-te române. Până se pregătesc băieții să înceapă partida, facem cunoștință și cu brigada de arbitri și îl invităm pe observatorul partidei, Said Iucel. Arbitrii din Turcia, Ilder Yalcinkaya și Ahmet Öztürk. Și arbitrii din România, Ionaș Colceru și Sorin Baciu. Vă invit, oameni buni, să facem galerie băieților noștri și încă o dată să strigăm cu toții, hai România!
Yes. Five, nine. Next, five, nine. Vezi că se simte o sacă când îl dai, dacă e cu tras, iese 100% uită cu mâna sus. Dacă simți că dai cu tăiat, poți să-l dai la corect. Dacă simți că dai cu tras, mai bine dă-l la revers. Că e greu și lui să bagă și vita pe tras la revers. Da. Înțelegi? Ăsta e invers, cum îl dădeam eu. Înțelegi? Nu-l dai la corect, că iese, toate ies și așteaptă cu mâna așa și dă. Dacă îl dai tăiat, e scurt, e ok. Ia-te-o la revers, să vezi că o să-i fie greu dacă dai cu sus.
Net. Eight. Bravo.
Thank you.
Thank you.
ușor, a dat-o că efect nu puteai să o iei din prima, dar după aia la doua, doi, eu încolo, la revers, să nu dea efect, îl dea. Așa, vezi că te faci cu forne, nu revers, e foarte bine. Ok, nu, te faci, dar vezi că e cu zi. Te faci cu forne, nu revers și la urmă și dai, ieși de undeva, dacă tot te bagi, două mai repede. Dacă vezi că mi-a simțit revers, poate nu-i doar corect. Pune-o ușor corect, pe o stai cum așa, ajungi la masă, se corășesc, te întorci și dai cu corect. Dar tot bine, dar la mâine. Vezi că-i mai ieși serviciile. Nu s-a pregătit numai cu revers, că e mai greu să dai din semnul cu revers. Stai puțin așa și așteaptă, că mai ieși și dai din prima în ea. Thank you.
Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic, Thank you.
Se vând. Alea împinise, poate ai impresia că se opresc, da, alea să mai opresc. Dar alea ce dă cu mai așa, alea nu se opresc, alea ies. Nu poate, dar uite pe ei. Hai și dă, când ai cufură, nu mă mai ca lumea, dă-i mișto ca lumea. Nu mai e bun ghidonat. Dă-i în ele, nu ai, cufură nu dai. Cufură doar ok, ghidonează, cufură nu dai. Yeah!
Primul set e un pic greu cu el până îl vezi de ce joacă. Ai văzut că nu trebuie să-l joci la nivel nimic, că e și blocat, pune și de toate. Dar că să nu-ți iasă servat, să o dai simplu, fără tras. Cu tras îți vine urât înapoi, adică, dar să nu iasă, că e dat semilung, e dat simplu, e dat semilung. Vine cu top din ăla și te incomodează și pe tine. Dacă îi dai semilung, poate să-l iei. Foarte bine l-ai scos aici, în forehand, foarte bine l-ai scos. Dar poți să-l scoți mereu, da? Servele lui nu se parcă ies cu reverul? Ia uite-te, hai!
toate serviciile. E nimic, stai mă! Începe și după aia ți-e greu ție, îți dă cu multe pe și ți-e greu să pui. Servești orice, numai să încerci, servești scurt, orice. Și el când servește, așteaptă un pic să vezi, crezi că nu iese niciuna să poți să-i dai. De-aia nu poți să-i pui scurt, că serviciile sunt semi. Sunt semi. Așa atunci de ce nu poți să-i pui scurt? Dă-i o lungă atunci dacă nu poți. Le pui așa semi și îți face prea ușor. N-ai văzut ce-ți face cu... Și nimeni dat, când începi, nimeni dat spre reverul. Când vezi ce face cu reverul, ține de acolo, scoate-l în fore. Să-l salvăm.
văzut că vine să văd. Nu ies toată, dar ies, lasă-l un pic, intră puțin în ele, lasă-le că mai nu poți să-i pui. Acum mai bine tai-o. Nu, păi ceva. Și fii mai pozitiv, fii mai pozitiv, fii mai pozitiv. Nu juca când te apuse de ei, nu mai juca spre revers. Joacă totul, mută totul la forehand-ul lui, mută.
Începe din al patrulea metru zilei. Ovidiu, te susține. Hai, România! Dă-i cum vrei tu, dar folosește-l. Folosește-l, că îți intră minge. Ok, când sari, e foarte ok, ai sărit. Dar când ai sărit măcar, pentru ce îi dai direct în reversă, te alergi? Mă dau drept, știi, și am dau drept. Deci o saltă. Aia dă-i
dar și când sar, când ai sărit cu forendul și despre revel, oricum ai sărit nul, nu l-a direct în diagonală în revelul. Păi el așa stă, păi mai aici, păi nici în linie, că în linie e riscant și poate să te bucă, păi nici în jos, ca să pună ceva. Hai, dă drumul la revel, că dai pe trei cu revel. Așa spune cuvențile, hai Ovidiu, hai România, Ovidiu, Ovidiu, Ovidiu! One, two.
și din prima, din prima. Și ăla de sus, ai dat și în funcție și în serviciu lung, ai dat direct cu rezervă. Așa, dă drumul la revers, dacă dai drumul la revers, vezi că te așteaptă. Îți pune semilung. Dă o banană în joc, după fata mea știi că eu pus-o. Dă-i ceva. Mai ales că dacă-i trase un pic și rușinat. Vezi că la alea când ți le pune, când ajunge și îți pune greu serviciu și se pune atât înalt la pune sau la mijloc, era de două sau de trei ori trec în pune. Uite așa venea, direct, era uite așa direct. La mijloc, mă dar la înțeleg, mă fuge direct.
Haideți să facem și prezentarea echipei, prezentarea României. Participanți, cei 5 jucători, Cristian Petrea! Aplauze pentru Cristian! Dragă Stipos! Bună, Zorci! Adrian Cristian!